Bună, dragile mele, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Vom face astăzi, așa cum v-am promis, primul mărțișor din 2021. Bună, dragile mele, și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi, așa cum v-am promis, vom lucra primul mărțișor din acest an. Mai avem pe canal încă câteva propuneri de mărțișoare. O să vă las un link pentru playlist, chiar și în descrierea videourilor găsiți link-uri. Dar astăzi vom face ursulețul. Dacă vă place acest proiect, în primul rând, vă rog frumos să vă abonați. Apăsați pe abonare, apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificate atunci când urcăm un nou video pe canal. Abonarea este o declarație de dragoste. I-am spus mai nou, nu costă nimic, doar recunoașteți că acest canal are conținut care vă place. Vă mulțumesc încă de pe acum. Haideți să vă spun de ce aveți nevoie. În primul rând, pentru modalitatea de prezentare, am făcut un video săptămâna asta luni, îl găsiți pe canal, îl lăsăm și pe acela în descrierea videoului. Și astăzi vom face doar broșa. Broșa ursuleț, tare îmi place, foarte simplă. O puteți lucra din absolut orice fire pentru jucării aveți. Eu aș zice că alte fire, mai ales de o grosime mult mai mare, va ieși o broșă mult mai mare, da? Lucrată cu croșeta de 2, o să iasă minunat. Dacă cumva mai aveți resturi dintr-o anumită culoare, nu vă ajunge pentru o jucărie întreagă sau nu știți ce să faceți altceva cu ea, orice fir e perfect, da? Eu o să folosesc astăzi, pentru că am primit peria Everest, care este bumbac mercerizat de la peria. Acum recunosc că am încercat un pic și singură, cu o altă bobină, dar va fi primul proiect întreg pe care îl lucrez în acest fir și mă bucur să îl cunoaștem împreună. Peria Everest de la fir de tricotat povești, un fir la 50 de grame, 125 de metri și 100% bumbac mercerizat. Zice că se spală la 40 de grade de mână, se folosește croșeta de 2 până la 4. În funcție de proiect, noi vom folosi croșeta 2 pentru jucării. Ce să vă mai zic? De-abia aștept. Așa, pe lângă fir, da, aveți nevoie de croșeta adaptată. Mai avem nevoie de un ac de cusut pentru a prinde detaliile. Mai aveți nevoie de o bucățică de fir negru sau orice maro mai închis decât ați folosit pentru broșă, pentru a broda ochii. Un fir scurt, nu-i mare lucru. Și un ac de broșă pentru spate, da? Pentru a-l coase pe spate. Vedeți că firul acesta iarăși am folosit pentru două rândulețe, deci foarte puțin vom folosi. Ta-na-na-na.
Am făcut deja unul și vreau să reiau filmarea pentru că mi-am dat seama de unele trucuri care vor fi utile vouă. Haideți să începem. Vom lucra la fel ca la jucării în cercul magic. Facem un cerc magic și lucrăm așa. 6 piciorușe scurte în primul rând. Eu acum voi lucra piciorușe simple în X. Ceea ce înseamnă că atunci când introduc croșeta, dau croșeta peste fir și trag firul. Da? Introduc croșeta, dau croșeta peste fir, trag firul meu. Și după aceea iau normal. 3, 6, am făcut 7. Dar 6 trebuie. Apoi închid cercul magic și lucrez în spirală. Adică nu fac picioruș alunecat la capătul rândului, ci încep rândul 2, fac o înmulțire, ceea ce înseamnă două piciorușe scurte în primul picioruș. Și nu le închei cu piciorul alunecat, asta înseamnă că lucrez în spirală. Și acum, în rândul 2, voi face în fiecare picioruș al rândului anterior câte o înmulțire, adică două piciorușe scurte în fiecare. Asta e înmulțirea. Lucrez cu numărul 2 croșeta firul. Aici am croșetat cu piciorușe în V și acum vreau să fac în X. Deja se vede că se strânge mai tare. Așa. Rândul 3 fac un picioruș scurt și o înmulțire. Până la capătul rândului voi avea 18 piciorușe scurte. Eu cred că este un proiect bun pentru cele care deja cunosc elemente de bază, cum ar fi piciorușul scurt, cercul magic, piciorușul redus și piciorușul dublu. Dacă știți aproximativ cum se fac, atunci puteți să lucrați alături de mine și să exersați tehnica asta, amigurumi, prin acest proiect. Nu pot să fac fiecare tutorial ca și cum sunteți începător și să explic cu încetinitorul, pas cu pas, cum se face cercul magic, piciorușul scurt, piciorușul redus, piciorușul dublu, piciorușul alunecat, să vorbesc de lucru în spirală, în piciorușe în X, în fiecare tutorial. Dar dacă cunoașteți deja aceste elemente de bază, veți putea să faceți în ritmul vostru mărțișorul. Am terminat rândul 3 și mă duc la rândul 4 și voi face așa. Un picioruș scurt, o înmulțire și apoi două piciorușe scurte și o înmulțire. Așa mă duc până la capătul rândului. Cu două piciorușe scurte și o înmulțire. La capătul rândului îmi va mai rămâne un picioruș scurt pe care să-l lucrez. 2, 3, 4. Așadar, dacă sunteți începătoare și nu știți croșetați deloc, o să vă recomand playlistul nostru cu elementele de bază. Încetuc învățați fiecare element și după aceea
puteți să vă apucați de proiecte. Așa, am terminat și rândul ăsta, da? Două piciorușe scurte, o înmulțire și am încheiat cu un picioruș scurt. În următorul rând facem trei piciorușe scurte și o înmulțire. În, așa, în acest fel, pentru că un pic ne jucăm cu înmulțirile și le mutăm dintr-o parte în alta, evităm ca lucrul și ursulețul nostru să aibă capul hexagonal. Așadar, la primul rând am avut 6 piciorușe scurte, la al doilea 12, la al treilea 18, apoi 24, iar acum facem 3 piciorușe scurte și o înmulțire. Cinci, unu, doi, trei, patru și cinci. Am terminat și rândul 5 cu 30 de piciorușe scurte, da? Să număr eu. 3, 5, 3, 10... 3, 15, 3, 20, 25, 30. Bun. Așa. Următorul rând este, de fapt, ultimul rând. Și vom face așa. Două piciorușe scurte. O înmulțire. Și din nou. 1, 2, 3, 4 și acum facem urechiușa. Intrăm și facem un picioruș redus, adică iau jeteu, introduc croșeta, am 3 pe ac și trag prin toate 3. Și acum mai fac piciorușe duble. 1, 2, adică iau jeteu, introduc croșeta, am 3 bucle, trag prin 2 și prin încă 2. Mi-am dat seama că am zis cum se face cel redus, dar cel dublu nu. 3, 4 piciorușe duble, mai fac unul redus și aici o să sar peste un ochi, să știți. Că aproape mi-a acoperit și mă duc în următorul. Da? Și fac așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, și în ăsta, l-am sărit, deci, pe al 8, pe primul de aici, da? Și aici o să fac din nou un picioruș redus. O înmulțire. Nu, scuze, un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4 și un picioruș redus. După urechiușă, la fel, o să sar primul ochi, care aproape că se pierde și mă duc cu piciorușe scurte mai departe. 1, 2, 3, 4, înmulțire. 1, 2, 3, 4, înmulțire și îmi rămân 3.
Nu contează așa de mult pentru că e și ultimul rând. Da? Voi să ajungeți la capăt. Folosiți marcatorul dacă am făcut un picioruș și alunecat. Și aici eu nu-mi tai nu-mi tai firul pentru că am deja o parte. Mi-am lucrat-o. Voi tăiați firul și mai faceți încă o parte la fel. Când avem gata, prima dată trec la bot. Și la bot aceeași mărie cu altă pălărie, adică fac un cerc magic și fac 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Bun. Rândul 2 fac așa. Un picioruș scurt, o înmulțire. Un picioruș scurt, o mulțire. Un picioruș scurt, o mulțire. Adică la finalul al celui de-al doilea rând avem 9 piciorușe scurte. Și ăsta a fost botul. Acum. Îmi trag aici să îmi trag pe spate frumos firul. Cu ăsta oricum o să și cos eu botul. Și am descoperit cu bucurie că putem desface și firul ăsta peria Everest. Știți că eu când brodez îmi desfăceam firul peria sau cotton gold sau toate astea de jucării. Și bumbacul ce-l foloseam înainte nu mergea. Na, uitați ce frumos a desfăcut peria, peria Everest. Și pot să brodez botul fix cu aceeași culoare. Și o să arate foarte bine. Aici sunt curcate, nu-i bai. Așa. Așadar, am descoperit că peria Everest se desface, dar să-l coaseți în două, deci în două fire, să brodați cu când împărțiți firul, vă țineți două, altfel e prea slăbuț. E bine și așa, pentru că celelalte bumbacuri mercerizate nici măcar nu se desfac. Am încercat de mai multe ori. Dar uitați că așa merge bine. Facem botul acum și prindem după aceea pe partea, să vedeți ce fain o să fie. Mult mai ușor așa. Și mi-am dat seama numai după ce am mai făcut unul. Să coasem toate detaliile și după aceea să închidem părțile. Știți? Cum zic? Deci nu contează că se coase pe dinăuntru nodul. Așa. Bun. Și haideți să coasem botul pe o parte, pe prima parte, da?
undeva așa, aici ai mijlocul și eu după primul rând îl acopăr, știți? Așa îl poziționez eu. Voi găsiți cea mai bună poziție pentru voi. Așa. După ce am terminat de prins botul, o să trecem la ochișori. Bine, cu firul negru. Închei și firul negru, îl securizez și nu-mi rămâne decât să lucrez cele două părți. Da? Uitați cum o să fac, că vreau să fie asta partea pe care eu lucrez, pe față, cum ar veni. Aici mi s-a adunat o grămadă de capete. Și mă duc cu piciorușe alunecate și cu astea le coz eu, de fapt, una de alta. Da? Lucrez în amândouă cele două părți și o să se așeze frumos. Teoretic aveți același număr de ochiuri, deci trebuie să iasă bine. Așa. Ne întâlnim când am unit amândouă părțile, da? Am terminat să le unesc. Și mai trebuie doar acul de broșă să mi-l prind pe spate. Îmi trag firul acolo. Și o să prind cu ac de broșă, dragile mele. Nu-mi rămâne decât să mai îmi fac câteva suporturi pentru broșă și
Un copil e asigurat cu mărțișoare pentru educatoare. Dragele mele, vă aștept în grupul Secretele Croșetei Fermecate ca să-mi arătați ce mărțișoare veți face voi după aceste modele. Acolo avem o comunitate frumoasă de croșetărese, harnice și talentate, gata să vă ajute oricând aveți nevoie. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu, dați-mi un like, distribuiți și toate cele. Vă mulțumesc, vă pup, pe data viitoare, pa, pa!